Această rubrică a fost oferită de Focality. În anul 1923 s-a născut Constantin Bălăceanu Stolnici. Este om de știință român, medic, neurolog, profesor de neuropsihologie și anatomia a sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale din România. În anul 1935 s-a născut Tenzin Giasto. A fost al 14-lea Dalai Lama, exilat în India din anul 1959, laureat al Premiului Nobel. Este de șeful spiritual al budismului tibetan și liderul guvernului tibetan aflat în exil. În anul 1946 s-a născut George W. Bush. A fost al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii în urma unor alegeri mult discutate desfășurate la sfârșitul anului 2000. Pe data de 2 noiembrie 2005 a fost reales pentru a doua oară. Al doilea mandat al său s-a terminat la data de 20 ianuarie 2009 odată cu depunerea jurământului de către succesorul său, Barack Obama. În anul 1940 23 s-a născut Sylvester Stallone. Este actor, regizor și scenarist american. A devenit legendar prin rolurile principale din filmele de acțiune precum Rocky și Rambo. În anii 80 a fost unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. În anul 1893 s-a stins din viață Guy de Maupassant. A fost un scriitor francez din secolul al XIX-lea. Este unul dintre precursorii povestirii moderne. Multe dintre scrierile sale descriu inutilitatea gravitatea războiului și pe civilii inocenți care sunt zdrobiți în calea sa. Multe au acțiunea care se desfășoară în perioada războiului Franco-Prusac din anii 1870. În anul 1971 s-a simțit în viață Louis Armstrong. A fost muzician, trompetist, compozitor și cântăresc de jazz, unul dintre exponenții cei mai reprezentativi ai stilului New Orleans în muzica de jazz practicată în Chicago în jurul anilor 1920-1930. În anul 2009 a murit Robert McNamara. A fost un om de afaceri și politician din Statele Unite ale Americii. În anul 1960 a devenit primul președinte al corporației americane Ford Motor Company, care nu era membru al familiei Ford. El a fost secretar al apărării în Statele Unite ale Americii în perioada 1961-1968 și președintele băncii mondiale între 1968 și 1981. În anul 1989, Richard I, inimă de leu, devine rege al Angliei. În anul 1600, Mihai Viteazu se intitulează într-un hrisov, domn al țării românești și ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai a anului 1600. În anul 1885, savantul francez lui Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul a fost Iosef Meister, un băiat care a fost mușcat de către un câine turbat. În anul 2012, Traian Băsescu a fost suspendat din funcția de președinte al României de către parlamentarii din cadrul celor două camere reunite ale Parlamentului cu 256 de voturi pentru. În urma prezenței la referendum a doar 46,24% din populația cu drept de vot, rezultatul a fost invalidat deoarece nu a întrunit forumul necesar. Această rubrică a fost oferită de Focality.